În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și a fost seară și a fost dimineață, ziua a doua. Iubiți credincioși, iată că încet, încet, săptămâna patimilor își intră în drepturi și cred că am început cu toții să simțim că locul celor materiale este dat spre înțelesul duhovnicesc, spre grija celor spirituale. Încet, încet vedem că lumina care acoperă ziua se mărește, dar în același timp învățăm astăzi un lucru minunat. Astăzi, dacă ne uităm așa în astronomia zilei, este marți, dar slujba noastră deja a fost pentru ziua de miercuri dimineață. Am făcut deja slujba zilei următoare. Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă lucrul acesta, în calendarul evreiesc, ziua începe de cu seară, așa cum a început Dumnezeu creerea lumii, când a constatat că a fost seară și a fost dimineață ziua întâi și apoi a văzut Dumnezeu că a fost bună lumina pe care a creat-o în prima zi și apoi când a încheiat toată creația a zis Dumnezeu că s-a uitat și a văzut că totul era bun foarte. Așadar, cuvântul meu din seara aceasta vreau să atingă ceva la care poate că nu ne-am gândit, la anticiparea pozitivă. Pentru că de foarte multe ori v-am mai vorbit despre anticiparea negativă. Nu ai să începi ceva că deja te gândești dacă ți ajung resursele să ajungi la capăt. Și parcă deja vezi două, trei opreliști, două, trei piedici pe care le ai de la unul sau de la altul, sau din neputințe, sau așa mai departe. Ei bine, în seara aceasta m-am gândit să vă vorbesc puțin despre ziua ce urmează. Pentru că nimeni nu s-a gândit că toată rânduiala bisericească ne vorbește despre trăirea înainte de a se așeza soarele în ziua următoare, a zilei care urmează. Noi deja făcând slujbă pentru miercuri dimineață, vă imaginați că acum trebuie să mergem la odihnă mult mai liniștiți. Înseamnă că ziua de mâine există. Aici este un mare înțeles. Dacă ziua de mâine există, înseamnă că Dumnezeu ne-a dat-o ca să ne bucurăm anticipativ încă din seara aceasta. Și mergând mai departe, dacă ziua de mâine există, vă imaginați că viața noastră de acum înainte are o altă desfășurare. Dacă noi deja am trăit lucruri care nu s-au întâmplat, vă imaginați că trebuie să avem un alt gen de energie pe care trebuie să o găsim în noi. Vă să zic că în noi există energia cu care ziua de mâine trebuie să se desfășoare. Asta înseamnă că nu trebuie să mai avem nicio teamă pentru ziua de mâine, nu trebuie să mai avem nimic din zbaterile și întrebările cum va fi, voi face față, nu voi face față, pentru că ea deja, iată că este sub posibilitățile noastre de a rezolva totul. De unde mă gândesc eu la lucrurile acestea? Mântuitorul stătea de vorbă cu ucenicii și în săptămâna aceasta sunt foarte multe citiri din Evanghelii, din Noul Testament, foarte multe trimiteri la Vechiul Testament și mai multe trimiteri prin paremiile care se citesc la slujbe, la lucruri care s-au întâmplat înainte, tocmai despre momentul acesta al săptămânii patimilor. Într-una dintre evenimentele care s-au întâmplat în săptămâna aceasta, se spune la un moment dat despre un lucru foarte, foarte curios și anume Mântuitorul spune că mergea cu ucenicii și a văzut la un moment dat un smochin care era înverzit și apropiindu-se ucenicii cărora le era foame probabil, au constatat că nu avea roade. Dar Mântuitorul atunci l-a blestemat să nu mai facă niciodată roade. Și ucenicii s-au mirat pentru că nu era vremea smochinelor. Iubiți credincioși, nu e vorba de smochin aici, cât e vorba de noi. Dacă
nouă. Ne-a dat Dumnezeu posibilitatea să facem ceva, trebuie să înțelegem următorul lucru. Dacă ne-a dat această posibilitate, chiar trebuie să facem ceva. Îmi aduc aminte, eram în anul întâi la seminar și am venit în prima vacanță la unchiul meu, la Eforie. Și de la strană a întârziat cântărețul, care era, cum era pe vremea aceea, cu normă întreagă, de omul bisericii, și unchiul meu m-a trimis acolo, du-te la strană. Acum partea aia de citit de psalm, știam. Dar norocul meu a fost că atunci când se începem, Doamne, strigat, am spus să începe să cântăm, a venit și cântărețul. Eu când l-am văzut, dacă aș fi văzut că intră vreun înger, probabil că nu-mi făceam crucea așa de mare, dar când l-am văzut că vine el și mă salvează, zic, nea Ioane, ești cel mai tare, de să te pup. La sfârșitul slujbei, însă, ultimul mă aștepta să mă întrebe, mă, dar voi când veți fi în stare să faceți slujba de utrenie, să nu mai am eu emoția că vine sau nu vine nea Ion? Și am zis, mă, nene, că așa ziceam, în anul 2 terminăm glasurile, în anul 3 terminăm și utrenierul, cred că la sfârșitul anului 3 și cu noțiunile de tipic pe care le facem, cred că putem. Și atunci el mi-a zis un lucru interesant. Mă, bagă-ți mințile în cap, tu crezi că te aștept până în anul 3 să-mi ții tu utrenia? Și atunci m-am gândit la acest smochin neroditor. Adică eu eram la școală, aveam frunze. Dar când să mă așeze să dau roadele mele la strană? Nu. Scuza era însă când a venit vremea roadelor, adică nu eram anul 3 și nu puteam să, nu eram instruit cu toate cele. Copii, cam așa se pune problema. Dumnezeu, când ne-a dat talanții, nu ne mai așteaptă să vină vremea sau să nu vină vremea. Atunci când ne apucăm să facem o treabă, să nu începem cu scuzele, că știi că nu e vremea, că nu acum, că o să mai învăț, că o să mă nu dau acum, că nu am pentru mine, o să dau mâine sau o să dau pe mine. Asta înseamnă amânarea. Amânarea, să știți că merge mână în mână cu eșecul. Dar cu eșecul ăla rău, nu cu eșecul cel bun pe care îl dă Dumnezeu atunci când nu știm noi să o luăm pe o cărare sau pe alta. Eșecul cel rău ține de noi. Și anume, credem că ne trebuie un timp ca să facem anumite lucruri. Nu mai este timp pentru așa ceva. Timpul este la noi și dacă se vede pe noi ca pe smochin că avem frunze, înseamnă că trebuie să avem și roade. Și o să ne întrebăm noi sau o să ne scuzăm că n-a venit vremea roadelor, nu este nicio scuză. Dacă avem un început, măcar să avem niște lăstari pe care roadele să înceapă să se cunoască. Trebuie să-l hrănim pe celălalt nu după ce ne-am îmbuibat noi. Trebuie să hrănim sufletul nostru nu numai în așteptarea vinerii cele mari, când o să zicem, atunci o să postez și eu negru. Nu, tată, să nu credem că vremea smochinelor este numai în vinerea sau în sâmbăta mare. Vremea smochinelor este astăzi. Atunci când avem frunze, atunci când se poate adăposti o pasăre pe care o bate soarele și să o umbrim noi, atunci când cineva care este înfometat are nevoie să fie hrănit, atunci înseamnă că vremea smochinelor este tot timpul, atâta vreme cât noi suntem lăsați să fim smochini roditori, nu neroditori. Iubiți credincioși, vă spuneam despre anticiparea zilei de mâine. Ce mai putem să mai spunem? Că mâine va fi într-adevăr o zi? Ne-a arătat o slujba de astăzi, că noi deja am făcut, așa cum am spus, ceea ce înseamnă slujba de dimineață. Să plinim rugăciunile noastre cele de dimineață Domnului. Ați auzit la slujbă, înseamnă că deja am pășit în ziua cealaltă. Suntem într-o săptămână în care
Ispitele, să nu credeți că sunt pe pietre, sunt pe noi acum. Nu trebuie să dăm însă vina pe ele, ci trebuie să fim noi mai atenți, să ne cunoaștem interesul nostru duhovnicesc, să cunoaștem că ceea ce ne-am propus trebuie să și facem și cu siguranță că Dumnezeu ne va da această putere de a și face. Spuneam duminică, atunci când vorbeam despre intrarea cu atât entuziasm a Mântuitorului în Ierusalim, că va veni și o vreme în care aceeași mulțime va striga răstignește-l, răstignește-l. Păi nu asta suntem noi. Atunci când ne entuziasmăm că am făcut ceva, niciodată să nu uităm că va veni și vremea să ni se ceară socoteală sau să aflăm că acel entuziasm al nostru a deranjat un alt entuziasm al altuia care n-a avut loc de noi să se desfășoare. Și atunci să ne gândim la săptămâna aceasta în care ne aflăm, când după un entuziasm al unei intrări a urmat socoteala pe care trebuia să o facă până la a-și da viața pentru noi, Mântuitorul care, spre deosebire de noi, n-avea chiar nicio vină. Însă noi nu trebuie neapărat să ne găsim vină sau pricină pentru care frații noștri să ne tragă la răspundere. Vina aceasta există, e clar, dar noi să nu ne descurajăm, să nu credem că dacă a venit un moment în care ni se cere socoteală, gata, trebuie să capitulăm. Nu. Deja Dumnezeu ne-a arătat că ziua de mâine există și putem să mergem mai departe. Săptămâna aceasta se vor întâmpla lucruri interesante, nu numai la nivel istoric, cum că deja mâine seară pe timpul ăsta intrăm și pregustăm ziua de joi, urmează apoi toate celelalte rânduieli, spălarea picioarelor, pregătirea pentru cina cea de taină. Toate aceste lucruri, să știți că nu sunt numai din punct de vedere istoric importante pentru noi, ci înseamnă tocmai viața noastră. Așa se întâmplă și cu viața noastră. Toate își au deja un circuit. Mi se văieta cineva la un moment dat că nu mai poate să facă lucruri pe care le făcea mai de mult. Și am spus, asta pentru că ceri de la tine lucruri pe care trebuia să le ceri mai de mult. Din păcate, nu am fost educați să știm că toată viața trece organismul nostru prin niște etape. În momentul în care noi ne împăcăm cu aceste etape, să știți că vom fi niște fericiți. Ați auzit din mitologia greacă despre Sisif și despre pietroiul acela pe care îl ducea până în vârful dealului și apoi pietroiul scăpa la vale și se rostogolea și el iar îl lua și iar îl urca până acolo. Care credeți că este învățătura? Nu putem să rezolvăm problema cu pietroiul acesta dacă el tot cade la vale. Dar dacă nu putem rezolva așa, putem totuși să facem ceva? Cu siguranță că da. Putem să ne împrietenim cu pietroiul și cu mersul lui la vale. Asta se întâmplă și cu organismul nostru. Atâta vreme cât ne luăm ca toate sunt firești, că toate lucrurile care ni se întâmplă, se întâmplă pentru că există o evoluție într-un sens al organismului, chiar o evoluție a îmbătrânirii și toate sunt firești, cu siguranță că firescul este pietroiul pe care noi trebuie să-l ducem la deal. Dacă ne vom împăca cu el și vom da la pace, cu siguranță că vom învăța un lucru, chiar și cu un diagnostic de-al nostru, chiar dacă e destul de dur, dacă ne vom împăca, vom face din el un aliat și vom merge așa, cum zic internauții, shoulder by shoulder. Ei, dacă mergem așa, umăr la umăr, cu diagnosticul nostru și nu ne se mai pare că trebuie să ne punem în minte că trebuie să scăpăm de acest lucru, de acest pietroi pe care îl urcăm mereu la deal, cu siguranță că vom vedea într-adevăr că viața noastră este una firească, una frumoasă și una care să ne aducă multe, multe bucurii. Dar a te împrieteni cu
cu pietroiul pe care îl cari spre vârful muntelui, este un lucru pe care trebuie să-l facem fiecare numai cu gândul la noi și la pietroiul nostru. Să nu arătăm și celuilalt, bă, tu nu te mai uita la pietroiul meu, tu ia-l pe-al tău. Nu, nu, nu. Fiecare trebuie să-și vadă de greutățile lui în sensul frumos și în măsura în care se împrietenește cu ele, atunci va avea o viață frumoasă. O viață în care nu se va mai văieta că-l doare ceva sau altceva, că nu mai poate să facă ceea ce făcea acum 10 ani sau că nu mai are nu știu ce putere să execute anumite ordine, că nu mai are suficientă răbdare să asculte pe cineva. Nu, își va da seama că lucrurile sunt firești și că viața merge mai departe. Așa cum merge mai departe, de fapt, și săptămâna în care frumos am pășit și la sfârșitul căreia ne așteaptă lumina lui Hristos, care luminează tuturor. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.